Dezastru în plină iarnă pentru mii de bucureșteni. Peste 600 de blocuri din capital au rămas fără apă caldă și căldură în condițiile în care țara noastră este vizată de un val de aer polar. Practic toate sectoarele sunt afectate în afară de sectorul 4. De altfel, primarul Nicu Șordan anunțase că iarna aceasta vor continua problemele, dar că va fi un pic mai bine decât în anii trecuți. În realitate însă, cei mai mulți bucureșteni au avut cel mult apă căluie de când a venit frigul. Despre acest subiect discutăm cu Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România. Domnule Opaina, bună ziua! Bună ziua! Informațiile acestea, din păcate, fac parte din cotidian în fiecare sezon rece. S-a îmbunătățit cu ceva situația în ultimii 2 ani, de când primar e altcineva, e domnul Nicu Șordan? Da, s-a mai încălzit anotimpul. Nu mai e așa frig. Din an în an e din ce în ce mai cald. Așa, și atunci domnul primar i-a ajutat. Fără glumă, fără așa, noi constatăm că nu s-a realizat mai nimic. Situația este și mai gravă, nu este mai bună decât anul trecut, față de acum 2 ani. Serviciile s-au degradat și mai rău, punctele termice și mai rău, oamenii și mai rău. Prețul a crescut de 4 ori, unde e îmbunătățire? Domnul primar ar trebui să ne anunțe și pe noi ce s-a îmbunătățit, mai concret, mai punctual, mai la obiect, mai cinstit, mai pe față, mai direct, mai nu știu cum să o iau, așa declarativ, nu are nicio acoperire. Da, într-un interviu acordat în presă la finalul lui septembrie, Nicu Șordan declara că în 2021 au fost modernizați 15 km de rețea primară. În ritmul acesta, după câți ani vom putea spune că, într-adevăr, iarna nu mai este un anotimp care să ne furnizeze știri despre frigul din casele bucureștenilor? În primul rând, să anunți că ai făcut 15 km din 4.000 este o rușine, așa puțin. Nu trebuie să anunți. Asta, în ritmul ăsta, vreo 50 de ani durează. Dar în timpul ăsta, peste 30 de ani, din nou și schimbate trebuie și cele care au fost făcute. Deci suntem în faza încă a unor declarații de-astea copilărești, responsabile. În loc să-și vadă treabă, să apuce de treabă, să muncească, să gândească mai ales și să nu mai fure. Știți cu cât e metru liniar factura de primăria capitalei? Pe rețea, 1.000 de euro, metru liniar de țeavă, azi. Păi, am zis că eliminăm corupția, nu s-a eliminat. Am zis că eliminăm furtul, nu s-a eliminat. Ce facem? Domn primar, de ce nu stă de vorbă și el să ne întrebe pe față, așa, direct? Sau să, le spunem noi o fupă direct, să vadă cum trăiește omul în fric și fără apă caldă. Așa, declarativ la televizor și la radio, mersi. Și eu pot să fac declarații multe și nevrute, dar nu sunt politician și nu permis și nu am în caracter felul ăsta de a declara minciuni. Da, în sistemul de termoficare s-au înregistrat în primele 6 luni ale anului trecut 836 de avarii pe circuitul primar, alte 844 de avarii pe circuitul secundar. Cu bucureștenii cum rămâne? Ar trebui să se obișnuiască cu această situație, să mizeze pe avantajele încălzirii globale, între ghilimele? Nu, problema este cu totul alta. Pe mine nu mă interesează câte avarii au ei. Sau câte probleme au ei. Pe mine mă interesează că la robinet să curgă apă caldă non-stop, iar iarna, de când începe frigul în septembrie până în martie, aprilie, să fie caloriferul cald. Sau să mi-l țin cald cât vreau eu și cum vreau eu, nu cum vor ei și cât vor ei. Pe mine asta mă interesează. Așa scrie în lege, așa scrie în contract. El trebuie să-mi asigure mie un serviciu la parametrii optimi, nu de confort maxim, de optimizare, da? Să am tot timpul apă caldă și căldură, să nu mai sufăr. Văicăreala asta cu câte avarii au avut loc nu mă interesează. Nu e problema mea, nu e problema cetățeanului, nu e problema populației, este problema lor. Să se rezolve. Da, de-a lungul timpului s-au perindat foarte mulți primari, domnule Opaina, la primăria capitalei. De ce niciunul nu a reușit să reabiliteze aceste rețele? Pentru că toți au intrat în aceeași horă, în același cerc vicios, condus de niște oameni corupți din primăria capitalei, de o sferă de influențe de-astea murdare din afara, să zicem așa, normalului, intri în joc, dansezi cum zic ei. Nu faci ce trebuie să faci pentru populație. Iar, pe de altă parte, nu au fost niște primari adevărați, gospodari, cinstiți, corecți, muncitori, perseverenți, consecvenți. Ei și-au văzut interesele lor, au servit interesele celor care i-au pus acolo și așa mai departe. Ca să rezolvi probleme termoficare, înseamnă să muncești, să lucrezi, să gândești, să verifici, să analizezi,
să intri în piață, să vezi ce se întâmplă, să întrebi clientul, să vezi ce se întâmplă, să întrebi totul, da? Nu din când în când, când simți că e tensiune socială, mai ești tu pe la televizor să mai dai o declarație. Da. Termoficare nu ține cu vorba aia. O ultimă întrebare, reprezentați Federația Asociațiilor de Proprietari din România. Ce-i sfătuiți în contextul în care se anunță temperaturi de minus 16 grade în toată țara și mai e și pandemie? Da, pe termen foarte scurt, în pragul frigului, îi sfătuiesc pe oameni să nu recurgă la soluții improvizate. Să nu se apuce să bage în priză tot felul de aparate electrice sau boilere, cum i-a sfătuit directorul Radez sau Termoenergetica. Deci, atenție la improvizații. Improvizațiile produc victime și distrug clădiri. Iar pe termen scurt, pe anul ăsta, să se apuce să-și individualizeze sursa, să-și caute, să-și pună centrală termică de apartament. Este singura soluție de a scăpa de acest coșmar. Cine nu crede, e treaba lui, dar eu vă spun cinstit și drept că asta e singura soluție în prezent. Da, sunt multe discuții și vis-a-vis de centralele de apartament. Radu Opaina, mulțumim foarte mult!